La nivel de promisiuni, barajul de la Valea de Pești ar trebui să intre în reabilitare în acest an. Pentru încă 2 ani, barajul deține autorizație de siguranță, însă cu anumite condiții. Pentru o funcționare optimă, ar trebui realizate investiții de ordinul milioanelor de euro. Avem promisiuni, nu pot să spun certe, dar sunt promisiuni. Ne-am prins în programul nostru de gospodărire a apelor pe investiții în jur de 30 de miliarde pentru schimbarea vanelor, înlocuirea vanelor de la Gurile de Fund, de la barajul Valea de Pești, vane care au peste 40 de ani și dau ceva probleme în exploatare. Să sperăm că anul acesta aceste vane vor fi înlocuite, asta presupune golirea lacului și implicit și alte lucrări anexe care decurg din acestea. Barajul are o vechime de peste 40 de ani, iar până acum acesta nu a avut parte de lucrări de modernizare. Deci au peste 40 de ani vechime, în exploatare orice vană de genul acesta după 25 de ani trebuie înlocuită. Noi am făcut mici reparații de-a lungul anilor, dar anul acesta, anul trecut, se pare, am avut niște probleme pe la niște scurgeri de ulei, tocmai de asta am urgentat această înlocuire a lor. Barajul a fost construit pe râul Valea de Pești între anii 1967-1973 și are o înălțime de 56 de metri, ceea ce îl situează pe locul 35 între cele 246 de baraje din România. Din anul 1973, când a fost dat în folosință, barajul nu a fost golit niciodată.